Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod pe Urmele Crapilor. Am plăcerea să mă aflu pentru prima dată pe lacul Cenușaru, un lac cu o bună densitate de crapi mari. Asta este și ținta mea, să capturez crapi de talie mare și foarte mare. Voi folosi niște monturi fine pentru crapi mari. Rămâneți alături de noi pentru a vedea ce se întâmplă mai departe. Și după cum v-am spus, o să vă prezint montura fină pentru crapii mari pe care urmează să-i capturăm aici pe lacul Cenușaru. Voi folosi plumbi inline de 70 de grame cu tijă, dar pe care îi voi introduce pe un segment de leadcore de aproximativ 1 metru. Folosesc un Corda Cable leadcore, este un leadcore foarte suplu, cu toate că are o rezistență de până la 50 de libre. Este foarte greu, se așează foarte, foarte bine pe substrat. Peștii aici pe lacul Cenușaru sunt foarte suspicioși și acest leadcore ne ajută foarte mult pentru prezentarea monturii noastre cât mai bine. Ca și rig voi folosi un cârlig Corda Mixa numărul 8. Este un cârlig special destinat pescuitul la zigrig, dar eu îl voi adapta astăzi stilului meu de pescuit. Este un cârlig de tip white gape și foarte bine ascuțit, bineînțeles, cum sunt toate cârligele Corda. Voi lega acest cârlig cu un Corda Dark Matter de 15 libre. Este un fir foarte, foarte suplu și foarte greu. Toate produsele din categoria Dark Matter de la Corda sunt foarte, foarte grele. Ajută la o prezentare cât mai bună pe substrat, exact despre ce vă povesteam mai înainte. Pe noi ne interesează să avem un camuflaj cât mai bun și o așezare cât mai bună a monturii pe substrat, pentru că peștii aici la Cenușaru, existând foarte multe competiții în timpul anului, sunt foarte, foarte suspicioși și de aceea am și ales să folosesc niște cârlige de dimensiuni mici și de aceea titlul acestui video se numește Monturi fine pentru crap mari. Toate acestea vor fi îmbrăcate într-o pungă solubilă Corda de dimensiune largi, o pungă destul de mare în care să punem peleți, boilesuri tari și solubile sparte, boilesuri de mici dimensiuni, peste care vom pune un complex juice, un atractant extraordinar de bun pe bază de aminoacizi și făinuri de pește foarte solubile în apă, mai ales în această perioadă. Deci ne bazăm foarte mult pe un complex de aminoacizi și făinuri de pește foarte solubile în apă pentru această perioadă, cu toate că suntem în început de noiembrie, apa a scăzut destul de mult ca și temperatura. Plumbul, având o tijă destul de lungă, vom tăia din aceasta, lăsând tija undeva pe la 6-7 cm. Fiind suficient pentru a lega punga noastră solubile cât mai bine pe montură. Leadcore-ul Corda Cable se prelucrează foarte, foarte ușor. Tot ce avem nevoie este să dăm așa după degetul mic ca să nu se plimbe miezul de plumb pe care îl are pe interior leadcore-ul nostru, să tăiem o bucățică cam de 7-8 cm. Să vedem exact unde începe plumbul să fie în centrul învelișului și de acolo să începem prelucrarea noastră. Introducem croșeta cam 2 cm pe segmentul unde leadcore-ul nu mai are plumb, după care cu ajutorul croșetei speciale de prelucrat leadcore agățăm celălalt capăt și îl tragem ușor
prin acel segment, după care se înlătură surplusul, lăsându-se o bucată de aproximativ 0,5 cm, pe care o ardem puțin cu bricheta pentru a o mai permite trecerea nodului mai departe. După ce am făcut prima buclă, ne măsurăm aproximativ 1 metru, nu trebuie să fie exact 1 metru, fiecare acum poate face 70-80 cm, nu este absolut deloc greșit. După care tăiem, ne punem bucata pe degetul mic pentru a nu mai permite miezului de plumb să se plimbe pe interiorul cămășii textile. Repetăm aceeași figură, tăiem cam 7-8 cm din plumbul care se află la interior. Croșeta se folosește exact la fel ca prima procedură, 2 cm pe segmentul unde nu mai are miezul acela de plumb, dar de data aceasta introducem un vârtej rapid înainte să închidem nodul cu croșeta. Iar vârtejul nostru se va afla pe ochiul LED-corului în celălalt capăt. Tăiem surplusul și repetăm procedura cu bricheta. Acesta este un pont cu bricheta, foarte mulți folosesc lipici sau alte chestii. Eu personal folosesc această tehnică cu bricheta în fiecare capăt și nu am avut niciodată probleme să se desfacă vreo legătură de LED core. Deci după ce avem legătura de LED core făcută pe un segment de aproximativ 1 metru, vom avea nevoie de o bucată de textil mai subțire sau chiar monofilament pe care îl vom pune în două pentru a-l putea introduce pe tija plumbului nostru, pentru că altfel fără acesta va fi destul de greu de introdus LED core-ul pe interiorul plumbului. Vom pune LED core-ul în două după care vom trage până va ieși capătul LED core-ului, iar vârtejul blocat în sistemul de auto-nțepare al plumbului. Ca și arome la momentele de cârlig, voi folosi squid cu prună dipuit de 16 mm, una sau două, depinde de situație, să vedem cum răspunde crapul, sau critic echilibrate, asemenea de 16 mm, una sau două. Vedem cum o să se răspundă. După cum am spus, folosim cârlige mici, numărul 8, monturi fine pentru crapi mari.
un pont pe care vi-l ofer în folosirea monturilor foarte fine cu cârlige numărul 6, 8 sau chiar 10 este să lăsăm o distanță ceva mai mare între cârlig și momeală, undeva la 1,5 cm, chiar 2 cm, pentru a avea crapul suficient timp să absoarbă și să se înțepe cu cârligul nostru, pentru că altfel dacă cârligul este prea aproape de momeală, atunci va scuipa fără ca să înțepe. Lungimea rigului va fi undeva pe la 10-12 cm, deci vom avea cârligul și momeala destul de aproape de plumb, dar asta pentru că folosim pungi solubile în care vom introduce toată momeala. Veți vedea imediat ce momeală vom folosi în punga solubilă. După executarea monturii, trebuie să punem montura cu totul în punga solubilă, iar plumbul trebuie să ajungă până jos în capătul pungii pentru a avea o aerodinamică cât mai bună. Iar în amestecul pe care l-am pregătit aici pentru pungă, avem boilesuri tari de 16 mm întregi, boilesuri de 20 mm zdrobite cu crașa pentru a avea cât mai multe particule de cât mai multe dimensiuni. Amestec de săculeț, pe care îl folosesc întotdeauna la toate amestecurile mele de pungă solubilă sau săculeț, și pelete de 4,5 mm Premium Select și Premium Red Krill. Asta este amestecul de săculeț pe care îl voi folosi astăzi în punga solubilă, peste care voi adăuga Complex Juice, un juice, cum îi spune și denumirea, plin de aminoacizi, făinuri de pește foarte solubile în apă, un foarte bun atractant pentru această perioadă. Complex Juice-ul nu topește pungile sau sacii PVA, deci putem pune cu încredere în compoziția oricărei năzi pe care urmează să o folosim în pungile PVA sau în săculeții PVA. Deci putem pune din abundență. Deci știți că pentru vremea rece, cum este acum, ne ajută foarte, foarte mult. Încercăm să facem o formă cât mai aerodinamică dacă avem nevoie de distanțe mari. Dacă nu, nu ne interesează forma pe care o imprimăm pungii solubile. Bun. După ce ajungem la o anumită formă pe care ne dorim, trebuie să umezim colțurile și să întoarcem colțurile după ce le-am umezit.
pe capătul TJ vom lega punga solubilă cu o bandă solubilă, un quick melt. Aceasta se va topi mai repede decât o va face punga în sine. O rotim de câteva ore așa. După care răsucim de câteva ori, facem pur și simplu un not, pentru că nu ne deranjează, se va topi imediat, instant se va topi această bandă solubilă, deci se va topi înainte ca punga să se topească. V-am spus, aici nu avem nevoie să aruncăm distanțe foarte mari, deci nu ne interesează atât de mult aerodinamica pe care o are punga noastră cu tot cu montura.
Au trecut 24 de ore de la începutul efectiv al partidei de pescuit. Am avut doar 4 trăsături în aceste 24 de ore, dar nu am venit cu o strategie de a prinde pește mult, am venit cu o strategie de a pescui izolat, doar cu nada pe care o prezint în punga solubilă. În rest, nu am nădit mai deloc, am dat, să zic, vreo 20 de boilisuri cu cobra. În rest, nu am nădit absolut deloc. Aș funcționat această strategie, am prins un vârf de 21.550 la prima mea ieșire aici pe lacul Cenușaru. Eu mă declar mulțumit, au mai fost pești cu greutăți de 10 kg, 12 kg, dar mă interesează vârful acela de 21.550, după care practic am venit. Deci, folosirea monturilor fine cu momeli mici pentru crab mari a funcționat și pot să mă declar mulțumit de rezultatul partidei. Mai avem 2 ore de pescuit, după care vom strânge și voi reveni cu concluziile partidei. Iată că a venit momentul ca partida de pescuit de pe lacul Cenușaru să se încheie. Mă bucur că am adoptat o strategie potrivită pentru condițiile pe care le-am întâlnit aici și am avut un crab superb capturat de 21 de kg și 550 de grame și încă câțiva crab mai mici de 10-12 kg. Dacă nu ați făcut-o până acum, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru a fi la curent cu noutățile din domeniu și când următorul video este gata. Aceasta a fost montura câștigătoare. Vă urez fire întinse tuturor!